Mărturisitorii din închisorile comuniste, modele de mărturie creștină pentru monahii de astăzi. Aceasta a fost tema Sinaxei Monahale Mitropolitane, organizată ieri și astăzi la Mănăstirea Putna. La întâlnirea prezidată de înalt prețințitul părinte mitropolit Teofan, au participat stareții și starețele din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. La sinaxa monahală de la Mănăstirea Putna au participat împreună cu Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și în al preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și preasfințitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dorneanul. Am considerat de bine ca această întâlnire să fie așezată sub egida mărturisitorilor de altă dată, pentru a încerca să înțelegem care este lucrarea noastră mărturisitoare astăzi. Și, bineînțeles, cum preluăm noi Duhul Mărturisitorilor de altă dată, în mod special a celor de după război, și cum îl altoim în viața noastră, și cum ne putem hrăni din experiența lor pentru depășirea ispitelor pentru un plus de răbdare, o consistență mai multă în ascultare, în a ședea împreună în o a bisericii. În cadrul sinaxei au fost prezentate referate despre mărturisitorii din închisorile comuniste. Autorii au evidențiat faptul că apărătorii ortodoxiei din acea perioadă pot fi modele de mărturie creștină pentru monahii de astăzi. Și în zilele noastre Dumnezeu lucrează, în ciuda greutăților, în ciuda suferințelor, în ciuda provocărilor de altfel pe care le avem, dar nu mai puțin dureroase, nu mai puțin grele, provocări în care trebuie să ne Axăm nu doar pe experiența noastră, nu doar pe înțelepciunea noastră, nu doar pe priceperea pe care am dobândit-o sau pe care Dumnezeu ne-a pus-o nativ în sufletele noastre, ci întâi și întâi pe rugăciunea care ne unește cu Dumnezeu, ne-l aduce pe Dumnezeu învățător și puternic ajutător în viața noastră. Acesta este mesajul pe care l-am primit de la părinți ierarhi, acesta este mesajul pe care l-am primit de la mărturiile ce au fost puse înainte prin referatele părinților stare, prin mărturire video. Acesta este uh, răspunsul pe care dezbaterea ne-au adus în inimă că Hristos azi în veac, este acela și este cu noi până la sfârșitul veacului și în crucea pe care o avem de dus astăzi, cu provocările pe care ne aruce vremea de astăzi, putem și noi, asemenea putorilor de credință, cu curaj și cu înțelepciune, să purtăm aceeași lumină în suflet, care să fie de folos în opșa noastră și în viața perenilor care ne calcă pragul. Sinaxa s-a încheiat astăzi cu o sesiune de discuții privind viața monahală din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.